CFR Cluj a început cu o victorie noul sezon din Liga 1, iar ambițiile Astrei de a se bate de la egal la egal cu echipele mari au fost amânate cel puțin până în etapa următoare. Fără capitanul Cadu, care a urmărit meciul din tribună, la fel ca și atacantul adus de la Benfica Weldon, clujenii au învins cu 2-0. Capitanul s-a trecut primul pe lângă deschiderea scorului, dar n-a putut trimite pe poartă după o pasă excelentă a lui Bastos. La o fază aproape similară, Bastos a centrat pentru Sogu, care a reluat spectaculos spre poartă și a deschis scorul. Astra n-a putut să dea o replică pe măsură, iar cu 30 de minute înainte de final, același Sogu putea reuși dubla, dar a nimerit doar bara. 9 minute mai târziu avea totuși să fie 2-0. Renan a centrat la colțul scurt, Sogu a prelungit bine pe spate, iar Nuno Diogo a înscris cu o lovitură de cap. Ce credeți că a avut CFR-ul în plus față de Astra? Valoare și voință. Eu sunt bucuros că am avut o echipă bună, o echipă mult mai puternică decât cea de anul trecut. Omul gol dintr-o pasă lungă de 60 de metri și dintr-o pasă fixă. Aici s-a făcut diferența la greșeli, credeți.